Știi cum e, nu? Unul muncește, altul de la pedală. Așa e în toate relațiile, unul trebuie să tragă mai mult decât altul. Păi ai două obosit deja, ia hai, tragi și tu. Aha, ia munciot. Ce? Ce ai? Hai să dăm peste aia copii. Îi luăm pe aia nimereala? Din tot lacul ăla spriu că nimerim în electorii. E lacul destul de mic. Să știm. Dai și mie să te primești pe tine cum stai? Nu, cred că stau mult prea bine, ia. Ia uitați cât de bine muncește el. Da, e atât de greu. Ia. Divizina munții, unul ține cârma, al altul trebuie să dea la pedal. Și că ăsta am cade în apă acum. Hai. Aha, să nu depășești viteza regulamentar. A, da. Da. Și acum dăm la vâsle. Ce că dai la pedale, vine la vâsle. Whatever. Mai miști chestia aia din când în când zici că ai muncit. Hai să mergem pe la păsări. Hai. Uite acolo lebedele. Mergem pe la lebede. Dar parcă nu mai ajungem odată. Cred că ar fi mai simplu să folosesc zoom-ul care ajungem mai repede. Nu ne-am cerut buletină. Da, Hani, o să luăm barca în spate să fugim cu ea. De pe partea ailaltă nu se știe. Da, dar care-i scopul? Ce faci? Te învârți vreo două ore și după aia nu o mai duci. I know. Man, probabil că nu se întâmplă foarte des. Probabil că nu mănâncă nici nimeni rațele astea de aici, că dacă... Uite câte ale vedeți. Hai, uite rațele mai aproape, le vezi? Hai să dăm peste ele, vedem ce se întâmplă. Ne înjură. Să știi că s-ar putea. E, unde fugi? Băi, nu-ți mai ajunge lacul? Băi, pe bune acum, nu-ți mai ajunge lacul? Ce te uiți la noi? Uite, mă, uita la mine. Băi, eu sunt prieten cu primarul, mă. Băi, nu fugi de mine. Pe bune că-s prieten cu primarul. Uite, fii atent, trage dreapta. Trage dreapta. Uite, zi... Ale... E cam mare rază aia. Da? Bon ton, bon ton. Nu cred că vrei să stai acolo. Și că break. Reușim să o luăm. Bă, cârma e la maxim, dar acolo molom acum asta. Da, pe hai la lebede, nu era asta planul inițial. Mă enervare alea, mi s-au părut că s-au uitat unul la mine. Că ea le și plâne pe grătar. Adevărul e că știu o rețetă chinezească pentru asta rață. Piept de rață. Da, zicea că la iarnă vrea să taie iepuri. Iepuri. Ce avea cu săraci iepuri? Ce avea cu săraci iepuri? Păi da, mama vrea să le pună nume. Nu mă că vrea să le pune nume, mai că ta... Mama ta vrea să pună la absolut totul, orice nume. Exact. Nu, că am auzit. Auzeam prin perete, Hani, în timp ce dormeam. Tu vrei să le pune Alin și Simona, nu ea. Hai, nu. Săraca femeie. Uite și o lebădă. Ce faci, Gugule? Ea... Păi și asta se uită cam urât la mine. Hani, ăștia vin direct spre noi. Păi, deci dacă ne certăm... Hani, nu vreau să le iau, serios, Păi, du-și, dă-și tu în spate. Așa. Ce faci, Gugule? Ce faceți, mă, urâților, mă? Bă, ce frumos vine ăsta spre mine. Hani, uite-mi țări. E ce frumoase. E? Nu i-a dat bă ribichea păcioară, nu te mai lua de-al. Mârlan. Ce mare sunt. Hani, dar nu crezi că ar fi mai bine să băgăm niște lebă de la cuptor? Ba da, dar nu luăm aia din față. Hai să tragem dreapta. Hani, reverse, seriously reverse. Nu ne văd. Una în spate. A, n-a avut noroc, hai dă-i. Dă-mă la pedale că știu astea se ferească. Câți copii tâmpiți ca noi n-ar fi fost prin parcul ăsta. Uite o pană, lua și o pană. Ce luai? Feză. Așa, hai, dă-i în față. Hai să le urmărim, vedem până unde ajungem. Noi sau e? Păi noi știu unde ajungem, că tot jem trebuie să încem barca de-apoi. Știu. Sau? Facem ce fac românii.
Băi, asta se urtă, uite și tu, dă din coadă la mine. Băi, te crezi duță? Te crezi duță? Ia vină, mă, coa. Ia să discut. Bă, da, vreau să o mâncăm. Am fost foarte amabil cu ea. Îi umpleam și stomacelul cu diverse. O, bă, zi portocală, cu o legumă, cu... Păi da. Cu una, cu alta. Trebuie să potrivesc rețetele alea cumva. Astea sunt mai mici, pe asta chiar că asta o bag și în buzunar. Că mergi, nu depășești cum trebuie. Da, facem raliu. Facem raliu, bă, nu vă puneți mă cu noi. Te ia de mână, frate. Câte ceasul pe eu? Nu știu. Când ai ceas? Și avionul ăsta ar putea să fie și ai mei în el. Pe bune? Da. Mă, că nu dă doar 10 minute până acum. Păi nu, dar era și 7. Ziceau 40. Ah. Nu mai am dat detalii. 15 minute. Hai să le mai stresăm pe asta, că mai avem un sfert de oră. Ia vină-mă încoa. Ce se amuză unii. Lepede. Fii atent, acum se trage dreapta de cărmă, iau, fii atent. Collision course, collision course. Stresăm animal. Nu că Simona mă sabotează, numai de la pedale când îi stau peste vreuna dintre ele. Nu. Bă, taci puternic că ești puiul meu în picioare. Bă! Hai că am obosit. Nu-i cedează acum, treci mai sus. Bă, nu-i cedează, mă, că venea din stânga. Bă, dacă vine din dreapta, îi dai cedează. Ok, eram pe... Știi că aici ai cu prioritatea de dreapta. Mac. Haide. Hai pe bună, dă-i. Că mergeți pe debarcader. Și trage în dreapta de volan pe ultima 100 de metri. Doamne, nu știu, trage în dreapta de volan. Simona mă sabotează iar. Am obosit. Bă, nu te mai uita la mine. Bă, bune, uite și ăsta. Ce faci mă singur pe aici? Bă, te crezi vampir, mă? Așa alb? Nu, era negru la bot, e suficient. Auzi? Venim noi seara pe aici să ne alerge ăștia un pic. Da, și-aduc aminte de noi. Să scoate toți niște dinți din aia. Și-aduc aminte de noi, știi? Și-aduc ăștia ne-au alergat pe apă, stai să-i alergăm și noi un pic pe uscat. Nu? Ani, nu știu ce să zic. Dacă n-au și puteri foarte mari, nu știu exact cum se descurcă Pierre Swift. Dacă se organizează ăștia toți cu un atac din ăla așa coordonat, că-s mai niște, din cerudele mai mici. Ți-am zis că am învățat italiană? Ți-am zis că am învățat italiană? O să încep, asasino! Uite, vezi, deci s-au dus că au venit aia de dat de mâncare. Le-aș fi dat și de mâncare. Dacă nu uitam pâinea pe... acasă cu câteva luni de zile. Nu, dar am văzut că era pe balcon. E pentru porumbei, mă. Am dat seama. Dar nu cred că se supăra nici ăsta. Ah, nu știu ce să zic. După cum arată lebedele, să știi că ea zice că-s destul de... Bine, atentă la ce mănâncă. Nu mai știu dacă ar mânca pâine din aia cu atâtea, cu atâta zahăr în ea, da? Cu du-te vino. Să mănânci de aia, cu zărcat. Da, ce zi frumoasă. Ce? E frumos. Unii muncesc. Și alții muncesc, se muncește cot la cot aici. Așa e. Bravo. Cot la cot. Se munci cot la cot. Și ne învârtim în cerc, uite, vezi, o să mă ocup de partea unde muncesc eu. Cârmuiesc aceasta. Păi eu nu știu cum stau cu timp. Mai avem 10 minute, putem să dăm acolo la cele două și să mâncăm. Ok, hai, vă pupăm, adios, amigos.